Bună ziua, de la fabrica de stupi Oradea. Am să vă prezint un stup multietajat cu corpuri de 1x2. Apicultorul, acum o fac un video efectiv cu stupii încărcați în remorcă. Sunt 70 de stupi cu câte 4 corpuri de 1x2. Va mai reveni cu o comandă pentru că, corpuri de 1x2 și în primăvară. Sunt destinați pentru apicultură bio, așa speră dânsul ca să obțină certificarea cu bio. Aici vedeți, la fundul antivaroa e loc pentru kingă. Stupii vor avea colțare, inclusiv și capacul. Capacul are un ordiniș de 6 mm, care poate fi folosit și pe bază de aerisire. Deci capacul e din lemn triplu stratificat. Pe acesta nu e nevoie să se pună tablă, doar să fie vopsit. Deci încă o dată e lemn, e ca și placajul, dar e în 3 straturi ca să ofere rezistență în timp. La corpurile montate, pereții au o grosime de 25 mm. Eu v-aș indica dacă se poate să mergeți pe varianta aceasta la stup, pentru că sunt mai trainici, nu neapărat pentru căldură, dar sunt mai trainici. Da. Deci fundul antivaroa, după cum vedeți aici, fundul antivaroa e mai lung cu 4 cm decât stupul, da? E scândura de zbor e fixă, pe care se pot așeza colectoarele de polen care le fabricăm noi. Domnul a venit din Tulcea, a dorit să vină personal după stup, de departe din Tulcea. Noi livrăm stupi în toată țara, însă dânsul a venit într-o excursie la noi. Da? Stupi închid, sunt 280 de corpuri de 1x2. V-aș recomanda să cumpărați stupi în această variantă, să-i asamblați dumneavoastră la un cost mai mic. Îi puteți asambla ușor. Fundurile antivaroale vi le trimitem noi montate, în cazul în care achiziționați cu acest capac tip canadian. Da? Puteți și dumneavoastră să montați capacul, e simplu. Da? Pentru întrebări, să ne lăsați comentarii, lăsați like dacă vă place. Nu uitați, comandați-vă stupii din timp. Mulțumim, la revedere!